cetățeni ai comunii, înainte de toate, ați venit cu un salut creștinesc pentru dumneavoastră bun Hristos a înviat. Bine ați venit la ședință și sper că sărbătorile care le-am parcurs bine să ne lumineze și să fim cumva responsabili pe tot ceea ce înseamnă proiecte de hotărâre și să vorbim la obiect și fără să ne agităm, că nu cred că își au rostul discuții pe lângă. Doamna secretar, domnul președinte, vă rog să preluați proiectele ședințe. Bună ziua tuturor, Hristos a înviat, vă mulțumim că ați dat posibilitate, că ați atât să fie condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe și declarăm ședința deschisă. Aș vrea să știu dacă prezența... Lipsește cineva dintre dumneavoastră? Nu. Da. Ați avut la materialele de la ședințe, procesul verbal la ședințe privite. Dacă sunt discuții pe acest proces verbal? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? O să nu văd miște al lucruri. Cum ați votat? Așa cum am salutat înainte și invitații, avem în această sală reprezentanți sau specialiști pe proiectele în derulare la nivel de până la Buoci. N-au apărut domnii cu camere la vedere. Nu, s-au anunțat că nu poate să ajungă, dar știu să susțin. Poate pe domnul inginer specialist pe parcuri de joacă, am cerut o informare. Faptul că am avut hotărâri de Consiliul Local de înființare de parcuri de joacă, am luat legătura cu specialiști proiectanți care au făcut proiectul și la Găseni și la Prăjești. Domnul este aici, am fost la fața locului, mi-am exprimat opțiunea de zone, omul și-a făcut un proiect, a făcut o estimare a costurilor. La ședință am invitat pe domnul consultant Zăpățan pe proiectul ADI Ungureni, Hoci Ungureni, cu gazul și din păcate n-am putut să ajung să îmi dea explicații tot ce am văzut. Ai o problemă. Am mai solicitat de acolo, l-am invitat pe domnul de la ajut. Nu am reușit să ajung. Deci declarăm ședința deschisă. Am deosebit apreciere să vă privăm încă de ședințe, domnule președinte. Mult succes! Sunt un cuvânt domnului pentru la început să-mi fac o informare la parcuri de joacă și cam cum ar apărea. Nu are să stea la noi în sală. Parcul de joacă de la Bijghir are amprentă la sol 30 de metri pătrați, din care 200 de metri pavaj, pavele, 100 metri pătrați de dalica ușucate, 300 de metri liner de borduri, 6 bănci și 6 coșuri de gunoi. Adică vor fi scrânci, da, sunt acolo. Se vede în poze. Sunt două leagăne. Două leagăne, un topogan, doi căduți cu o rotativă și două balansoare. Da, estimare de preț așa pe... Aveți... De care scopul un deviz, o formă de deviz. Valoarea lucrărilor, cu tot cu achiziții, este undeva la 127.688,93 lei, la care se adaugă TVA. Deci, undeva la 1,5 miliarde. Pe Buhoci, 1,5 miliarde pe Bijghir. Sunt documente, sunt... Am intrinat, domnul consultant, amprenta doar la Bijghir, pe insele de Bucurătate. Nu, au făcut o estimare. La asta nu este proiectul finalizat, asta este o estimare. Și Buhociu. Același lucru va fi... Am înțeles, dar există și pentru Buhociu o estimare. Da. Nu, estimările încă nu sunt făcute. Nu, omul a făcut o estimare, dar cuprind aceleași lucruri, aceeași amprentă la sol. Okay. Adică, în momentul în care îl contractăm să ne facă proiectul, vin cu devizul general tot în ședință, vedeți atunci. Dar am zis că e bine, înainte de a ne apuca de făcut proiectare, să ținem cont din părerea așa Consiliului Local. Omul a venit și a prezentat.
Din domnul Ișter. Da. Din fotografie reiese că amprenta unde sunt leagănele și în special jocurile astea pentru copii, se pare că e un cobor din ăla cauciucat. Da, da, am spus, am specificat 100 de metri pătrați, dar e cauciucat. Ok. Dar nu, n-am pus eu atent. E diferență mare de costuri dintre coborul cauciucat și pavele? Da, bineînțeles. Dalii cauciucate este 100 și ceva, 120 lei sau 125 lei plus TVA și pavelele în jur de 60 lei metru pătrat. Da. S-a luat în calcul și protecția sau se putea da, exact de asta e întrebarea. Pentru că... Exact la asta mă refer. O altă chestie că dacă cade un copil, mai poate modifica, dacă cade un copil pe avem protecție. Nu, dacă cade pe pavea este una, dacă cade pe coborul cauciucat, e protejat. Pe pavea nu mai este. O altă chestie, domnul la... Sub fiecare echipament de joacă există... Am văzut, nu știu cât e, nu știu de exemplu, na, de aici, din fotografii, nu știu cât e, de exemplu... Cât e perimetru la ăsta? Nu, ce distanță este de la... De la pavelă, cam cât? Înălțimea, adică. De exemplu, la roata rotativă... De distanță, în care dacă copilul de pe jucăria asta, dacă ajunge la pavelă, un lucru în favoarea domnului inginer este că la Gioseni parcul e făcut prin AFIR și a fost finalizat cu succes 100% finanțare. Deci au respectat... Deci documentele de calificare și toate standardele sunt la nivel european. Calitate, siguranță, asta vreau. Da, dar ce mai... Departe ca să studiez. Da. Mulțumim, domnul inginer. Da? O zi bună, vă doresc. Da. Are cineva de discutat referitor la acest ofițer? Proiect. Da, eu vreau să întreb dacă... Au aceeași sunt la față, și la buzite, și la buzite. Da, încă la voce un pic mai mare posibilitatea de... Ei, minus acela. Dar și zona a fost la fața locului cu specialistul. În prima fază am gândit zona magaziei de lemne la școală, dar nu e ok. A doua posibilitate am gândit-o în zona de protecție între școala, voci și biserica ortodoxă. Și am ajuns la a treia variantă, mai exact tot lângă Biserica Ortodoxă, grădinița și terenul de sport, muncii funcționale. Avem acolo un triunghi, probabil o să trebuiască să mai sacrificăm un plop care deja e jumate uscat. Dar avem spațiu suficient, avem aleea care duce la cimitier. Da. Alea de Edo. Alea de Edo, da. Mulțumesc, domnul. Intrarea o să fie cumva prin curtea grădiniței. Grădinița aproape de copii. Da. Face legătură și cu tot centrul. Vedem acolo pe altă versiune privind aleile pietonale, să amenajăm o parcare tot în sensul ăsta, că o să vină părinții cu mașinile și... Dar am discutat și pe parcare o să vină specialistul. Am aici... Doamna secretar, dragi colegi, pe proiectul ăsta considerăm că ar fi corect, pentru că fiecare cetățean al comunei participă prin plată taxă pe impozitul local în mod egal.
Am înțeles că se va face locul de joacă, unul la Bijghir, unul la Povoți. Dospinești, Bucocel, Coteni. Urmează în funcție și așa, am estimat și am verificat în buget sumele propuse la întocmirea bugetului nu sunt suficiente, probabil o să facem o rectificare, dar asta după ce o să urmeze etapele alea de întocmirea proiectului și apar atunci sume concrete, asta nu m-a estimat. Vom vedea. Probabil o să prindem un buget, dacă o să avem bani în buget pentru astea, să facem astea, dar mai bine o rectificare consistentă. Aștept, da? Ducem sume, niște bani pe corect din partea noastră să asigurăm tuturor cetățenilor. Cu cât se face, fac mai multe parcuri, cu asta o să trebuie să se reducă. Nu, zic că și un copil din Cotrei care trebuie să se joace într-un părbulet frumos, ca și cel din Bogor și cel din Bogor. Hai să ne pornim pe asta, să le avem amenajate pe astea, că împreună cu Consiliul Local să le reușim să le plătim și împreună cu Consiliul Local, dacă ne convine, dacă ne place cum este, prin propunere se poate duce și în celălalt. Trebuie să căutăm locații, trebuie să găsim fonduri. Trebuie să plecăm de la premiza din stat că vrem să facem test pentru toți oamenii de la cerare. Și dacă avem locații. Sunt în Coteni, sunteți din Coteni, știți că este o locație deja foarte frumoasă acolo, la Capul Bocel, există și acolo o locație, în Dospinești există chiar un median, cum îi spune acolo, la școală, foarte frumos. Să facă astea și să dar ce astea, trebuie să vedem asta. Bun, că poate veni cu zeciul acolo, așa, 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 să facă și astea, sunt foarte bune, dar să nu uităm că este nevoie și acolo, că și oamenii au nevoie de aceleași condiții, pe așa nevoie. Dar mai trebuie luat în considerație și alte copii sunt în Dospinești, ca să-l faci ca aceeași mărimi, câți copii sunt în Dospinești, 10 copii. Bineînțeles că le de la strictul necesar. Discutăm de la fonduri, prima dată. Dacă avem fonduri, facem. Dacă nu, așteptăm cumva să accesăm, dacă avem linii. Eu sunt convins că vor face în funcție de bani, dar vreau din start să plecăm în sănătate. Chiar avem interes să facem, să rămână ceva de urmă. Da, haideți să... Trecem la ordinea de zi. Proiectul ordinii de zi privind convocarea Consiliului Local Drohoci în ședința ordinară pentru data de 27.04.2020, ora 14. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență în anul 2022 la nivelul Comunei Duhoci, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Iștov. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Comuna Duhoci, județul Bacău, a devizului general integrat de gen și a cererii de finanțare FCF pentru investiția înființarea sistemului public de distribuire a gazelor naturale în comunele Bucureni, Parincea și Filipești din județul Bacău, componente ale intermediului ale intermediului ADI Ungureni Buhoci Bacău, identificată cu codul fiscal 241 250-28, numărul scrie în registru, nu cred că ne interesează, Național de Investiții Angel Salic, ne-a aprobat pe ONG 95-2021. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, amenajare, parcare în zona dispensarului uman din satul Bijghir, Comuna Buhoci. Inițiator, primar Iștov Cristian. Și proiectul numărul 4 diverse este o solicitare a mea personală. Am un număr de înregistrare pe care o să vă citesc la timpul potrivit. Cine este pentru ordinea de zi? Avem ceva... Păi, de suplimentat, nu. La diverse o să vreau să propun, am o propunere, un subiect. O să ajungem la punctul diverse și o să fiți lăsat fiecare să-și expună cu bun vedere. Proiectul numărul 1. Domnul primar, aveți cuvântul. Cuvântul, cred că ați analizat planul și dacă nu ați venit cu solicitări de...
Mai citești una. Da, ar fi tare. Eu, dacă și eu îmi ce costă? Ce se mișcă? Ca și materiale, în acea... Da, pe situații de urgență. Avem de aprobat un plan privind asigurarea resurse. Financiare, materiale. Știți foarte bine, am trecut prin situația în care au fost foarte multe incendii de vegetație. O mare parte dintre participanți la intervenție s-au venit cu mașini personale, cu ustensile, să zicem, sau scule de acasă. Acum și situația, depinde de situație, că dacă apare o situație de urgență, o intervenție în zona, să zicem, Cotenți și eu am plecat cu voluntari de la Vigil, nu vin la primărie, stai deschid din magazin, ia o pieță. Plecăm de acasă, dotați, că îmbrăcați sau cum ne găsești. Facem cumva să fim eficienți pe intervenție. Dar în același timp, mi se pare normal ca cel care poate și că e voluntar, că e angajat al primăriei și în afară de faptul că vine cu mașina personală care acum implică costuri, nu litru de carburant să adică. Și ca să faci intervenții și de două ori, trei ori pe noapte, că nu știu că se întâmplă, toate intervențiile astea sunt numai noaptea sau zi de sărbătoare sau nu mai spun sâmbăta și duminica. Am venit-o cumva să venim domnul reprezentant SBS-ul, vă poate prezenta. Dacă vreți cumva detaliat, dacă e să dăm citire la toată documentația. Mă numesc Mirone Nuț, responsabil pe situații de urgență Comuna Bohoci. Acest plan noi trebuie să-l întocmim anual. Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență a județului Bacău trebuie să ne trimit o adresă în care, până pe data de 31.04.2022, acest plan este făcut de acum 3 săptămâni, numai că am așteptat să vină ședința încât să-l aprobăm în ședință, în care aloc o anumită sumă pentru diferite intervenții a voluntarilor. Ori, un exemplu să vă dau, anul trecut am avut problema apei unde n-am avut cuburi și n-aveam de unde să luăm o sursă, un surse din venit. Și aici am trecut inclusiv acele cuburi. Și pe lângă ce a mai fost nevoie, de vreo drujbă, care o avem ca noastră, dar are ceva ani, așa, dar în mare parte acești bani se folosesc doar atunci când e situația, intervine situații de urgență. Cum a fost cu cuburile de apă, am avut doar 6, dar acele cuburi ajung la o sumă destul de mare și anul acesta am alocat o sumă un pic mai mare, încât să, dacă e o problemă a apei, să avem mai multe părți duse aceste cuburi de apă și aprovizionate cu apă. Da. Mulțumesc, domnul președinte, domnul primar, doamna secretar, stimați colegi. După cum știm, și anul trecut, în 2021, am aprobat acest plan de asigurare a resurselor umane și financiare pentru a asigura siguranța și liniștea comunei privind anumite situații de urgență. În planul de anul trecut, aveam menționat o sumă de 18.000 de RON, dacă mi-aduc aminte, în anexa 1A. În anexa 1B, unde sunt specificate cheltuielile punctuale din suma respectivă, n-am prevăzut pentru 2021 absolut niciun ban de cheltuit. Acum, în planul pe 2022, după cum a spus colegul nostru, suma este un pic mai mare și sunt prevăzute și costuri, adică cheltuieli de achiziție. Din acest plan nouă ne rezultă următoarea situație. Deci avem stabilit 20.000 RON. Da? Deci 20.000 RON. 20.000 de mii. Da. Păi eu aici vreau să mă lămuresc.
pus o strecurată greșeală. Păi e strecurată ca poată pe urmă. E strecurată un zero. Pentru HGU, 20.000 milioane. După care mergem și verificăm. Achiziție un fluier, 5.000 de ron. Nu. Eu am de cântat la cuplu sau la... La ce am existat? Deci azi pare. Prima pagină aveți specificat. Ce anex? Anexa 1B. Anexa 1B. De cheltuială de colț de sub. Da, anexa 1B. Nu avem aici. Pe care ne menționează fluier avertizare, da? Da. Tu trei. Pe bucăți. Necesar 5 bucăți. Preț de cost. Prețul de cost 5 lei. Pe bucată. Pe bucată? 5.000 de lei. Nu. Greșeala cred că vă spune curat, pentru că în colț scrie 1.000 lei. Va fi tăiat 1.000 lei de lei. Așa specifică hotărârea de guvern. Deci trebuie menționată 1.000 lei. Pentru că la anexarea, la subsol, spune pe următor. Valorile vor fi trecute în 1.000 lei exprimate. Exemplu, 2.350 de ron se vor menționa 2.3. Întotdeauna. Deci practic tot anexa 1.B nu e ok. O să ne facem, 1.000 lei. Fiți sigur că chiar dacă se strecoară o greșeală la fundamentarea acestei, se ajunge la așa, trebuie să ajunge la achiziție, se face o operă, atunci nu poți... Cu siguranță, da. Nu, poți să iau pe ăsta de 5 lei, că ăla e 5 lei, poți să-l iau pe ăla de 5 lei. Chiar dacă vreau să mai... Permite a să luăm niște decizii foarte drastice din punct de vedere financiar. Deci, eu vreau să discut puțin despre serviciul de voluntariat pentru situații de urgență, acest serviciu care, după cum știm cu toții, a fost compus sau a luat decizia ca unii membri să facă parte din această, din această echipă de către domnul primar. Și eu și alți colegi de-ai noștri, la cererea unor oameni sau în situații de urgență evidente, am participat la stingere, la unele acțiuni de genul ăsta, împreună cu unii dintre dumneavoastră, dar majoritatea voluntarilor din serviciu de voluntariat nu erau prezenți. Și în discuții cu diversi oameni spuneau că nu vor să vină dacă nu sunt plătiți. Păi sunt voluntari sau nu sunt voluntari? Cu toate că fac o remarcă acum sau vă pun o întrebare. Eu știu și aș vrea să-mi confirmați sau să-mi informați dacă informația mea este corectă, că cei care sunt membri în serviciile de voluntariat pe situații de urgență sunt scutiți sau nu de taxe și impozite locale, de plata acestora. Este veridică informația sau nu? După aia vorbim și cu răspunsuri clare. Nu, atât vreau să știu dacă dumneavoastră considerați că serviciul de voluntariat al Comunei Buhoci este unul competent sau, dacă nu este competent, ce trebuie făcut? Că dumneavoastră ați luat decizia de a de anumința, a dat așa în formula asta. Primarul Comunei Buhoci, înainte de a lua o decizie, s-a documentat pe lege. Și legea prevede clar care sunt persoanele ce pot face parte din, din serviciul de voluntariat. Ceea ce spuneți dumneavoastră, că ați venit și ați solicitat, da, s-au analizat cererile și s-au constatat că mare parte din cei care au solicitat nu aveau un domiciliu stabil pe Buhoci sau nu știu ce special. Bun, trecând la partea de, să zicem, facilitare, scutiri sau cum vreți dumneavoastră să o interpretați, se pot face scutiri pe lege către membrii din serviciu voluntar numai dacă sunt solicitări. Nu dacă sunt solicitări, dacă au bunuri. Dar mare parte din voluntari, fiind la o vârstă care tineri.
tineri, să zicem așa, care pot participa la intervenții, că nu poți merge cu o persoană de 60 de ani să stingi un incendiu. Mare parte din... Am făcut o analiză pentru voluntari. Nu au bunuri care se supun impozitării și pot beneficia de acea facilitate. Deci această facilitate nu este... Nu este Comitetul Comitet de Consiliu de Consiliu Local, prin care dumneavoastră consilierii locali ați aprobat un model cadru de contract de voluntariat și acolo, printre alte obligații, au și drepturi. Deci au aceste facilități aprobate. Deci dacă voluntarii dețin bunul, să-ți puteți, dacă mi-am amintesc, să nu spun eu, 50% din valoarea impozitului pe casă și terenului la curte. Da, doamnă secretar, nu întâmplător. Pe lângă beneficiază și de o asigurare din partea primăriei. Asigurare de viață. Deci, nu întâmplător am pus această întrebare pentru că am vrut să eliminăm din start acea remarcă care spunea că, domnule, nu sunt plătit, nu mă duc, nu primesc nimic. Dar cine sunt voluntari? Păi, domnul primar, îi știi... Că să știm și noi. La primare vom aduce o formare. De ce pun întrebarea asta? Pentru că dumnealor, vreți să știți niște facilități de ordin fiscal, de partea primării. Există pe site. Primesc niște facilități, exact cum ați menționat dumneavoastră, nu sunt neremunerați, să spunem așa, dar problema majoră nu ar fi chiar asta, că aici este intră la atribuțiile domnului primar. Pe mine mă interesa, sau pe noi, de ceilalți consilieri locali, mă interesează dacă acest serviciu de voluntariat al Comunei Boci, pe care l-a construit domnul primar, este performant sau nu. La ședința viitoare vă vom aduce o informare. Pentru că se pare că nu este pe persoanele care sunt... Putem trece la subiectul noastră. Evidența este ceea ce îmi dă motivarea să vă spun. Din istoricul intervențiilor se pare că în calitate de consilier, dumneavoastră, ați participați sau ați vrut să participați la o acțiune de genul ăsta? Ne-am întâlnit împreună, domnule primar. Mașina în care erau mare parte din voluntari, ați văzut-o, era mașină personală. De asta revin cu ideea că nu e așa ușor să faci o intervenție la ore târzii sau în zi de sărbătoare. Noi, vă aduc aminte că am aprobat achiziția unei licitare, unei mașini noi. Mai trece Mașina atunci, în cazul ăsta, pare că era la primărie. Ca să vin cu mașina personală, vin la primărie. Am încercat să fiu explicit la început. Înseamnă să irosim timp și să nu fim eficienți la intervenții. Dacă vrem să fim conștienți, facem ceea ce... În eventualitatea de a interveni. Se folosește sâmbăta, se folosește în momentul în care toți vin cu deșeuri în zonele vulnerabile și trebuie să monitorizați. Deci sunt argumente. De ce am stat dumneavoastră și vă faceți să facă ce am făcut? Nu, hai să nu lungim. Nu v-am lăsat suficient ca să ne demonstrați. Vă mulțumesc. Domnul Stoia, nu, eu v-am lăsat pe fiecare, cred că v-am înțeles. Nu, două minute, nu, dar aici suntem să dezbatem, pentru că stăm și dezbatem cât este necesar. Cred că v-am înțeles, nu? Hai să fim obiectivi și să lăsăm și pe alții să spună opinia, că colegul dumneavoastră chiar tot stă cu mâna. Păi ce să-i fac eu? Să-i spun să te oprească pe dumitar? Domnul Stoian, poftiți! Hai să ne înțelegem! Vă rog frumos! Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, știm cu toți. Că să găsești voluntari gratis nu-ți vine niciunul.
dacă nu are un mic beneficiu, un mic profit, asta o știm cu toții. Problema este dacă voluntarii ăștia care sunt cât de cât scutiți de o taxă sau ceva și răspund la solicitări când e nevoie să vină. Nu numai așa pe... Eu aș propune. Noi nu știm ce zici, băi, dacă e nevoie să fie. Voluntar să pune consilier. Mulțumesc frumos. De ceea ce a fost să menționeze colegul nostru consilier Claudiu Iftime, din planul de resurse umane reiese următoarea situație. Deci personalul nu este pregătit. De ce spun asta? Pentru că pe asistență medicală de urgență nu avem niciun voluntar. Pe asigurare, punere în funcțiune, energie, iluminat, nu este nicio persoană. Și lucrurile continuă. Domnul, da, deci am vrut să menționez. Acest tabel este la persoana care răspunde de situația de urgență. Și pe site-ul primării. Din păcate, hai ca să înțelegi. Dar eu știu. Păi dumneavoastră știți, păi dar dacă aici repetați ceea ce știți de fapt, dar și noi știm. Colegul nostru este colegul nostru. Are tabelul, l-a pus la dispoziție și pe site. Ați observat că l-au găsat pe fiecare să le-a discutat cât ați dori. Avem voluntarul cu pregătire. Poftiți, doamna secretară. Hai că v-am înțeles pe fiecare, ați fi oameni. Cerim scuze eu și domnul șef de situație de urgență pentru eroarea cumilei. Deci o să corectăm și o să trec amendamentul domnului Golaie în proiectul de hotărâre ca să spunem la bine să facem diferența în prevenție și de a interveni ca și specialist. Ca și specialist avem un serviciu telefonic 112, cei de la ISU care vin, sunt specializați să intervină. Noi suntem pe prevenție, putem cel mult să ținem distanța. Parte din consilierii locali, parte din consilierii locali. Au participat la cursul din Sfâiri. Voluntarii care sunt în comisie, alături de consilierii, care au pregătirea, faci documentele. Așa este. Dacă nu mai sunt discuții, este stimați colegi. Mai e cineva care dorește să discute pe marginea acestui subiect? Dacă nu... Eu am întrebat și nu am fost perfect lămurit. Era nevoie și de persoane. Știm un număr de persoane câte sunt, dacă ne explică domnul. Ca voluntar. Da. Nu, sunt în planul de asta. Trebuie de cerțul pe oameni. Din totdeauna facem o analiză că se întâmplă ca unele persoane trecute care sunt plecați, că au și jobul lor, trebuie să mai pleacă în afară. Încercăm să facem și câte o reactualizare. Să fim eficient. Nu e așa ușor. Treci la voluntar. Îl ai acasă o lună, două, trei, dar... Domnul primar, puneți voluntar consilier. Se poate cum se face mai departe. N-ai voie, dar să vii... Poți colabora ca și voluntar, poți colabora cu filmacă. Nu este legal să se facă. Dar poți colabora cu consilierii locali. Hai să vă lăsați cu părțile acolo. V-am lăsat pe fiecare. Vă rog să până la loc. Cine este pentru? Pentru numărul 1. Da. Mergeam că se va corecta. Da, ați verificat. Cum menționa de corectat. Să treacă proiectul, să poată fi de bun. Nu e frumos. Împotriva ține de corectat. Bine, vă mulțumim pentru înțelegere. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Comuna Mohoci și de Sfânta Bacău la Divizul General. Domnul primar. Da, pentru a nu devia așa, o să crea confuzii, vin de la început cu precizarea că Comuna Mohoci este membru fondator în ADI Mohoci Ungure. Pe partea de gaz, noi am început demersurile și suntem într-o situație avansată pe celălalt ADI Gaz Siret cu Tamaș Josen și vă spun că suntem înaintați ca și procedură prin faptul că zilele trecute s-a votat o ordonanță de urgență în care toate proiectele depuse și analizate, trecute prin etape de verificări prin POIM, au fost transferate pe Angel
Salini și se pare că suntem pe drumul cel mai bun. Mai zilele trecute am semnat documente pentru a le trimite la minister, documente privind reactualizare, dar practic nu e o reactualizare, asumarea devizului de lucrări așa de peților, tot cel analizat de POIM, așa e procedura, cum a făcut reactualizarea doririi. Dar am fost de acord cu depunerea lui, ceea ce solicită și celălalt de ADI. Dar urmează, au semnat toate pachetele 10 comuni de care facem parte la ADI Gaz pentru noi 3 comuni și semnăm noi acum. Pentru alții, așa au semnat. Ca să nu apară discuții de ce facem noi pentru comunii, așa au făcut și celelalte 10 comuni membri în ADI Gaz Siret pentru cele 3 comuni beneficiari. Deci trebuie să fim din Balaseacă, cu Paraloani, da. Sarata... Bun, am terminat să menționăm, vă rog, frumos de... Vreau doar să stați atenția unei posibile erori cu proiectul de gaz pe ADI-ul Butamaș, Gioseni și Buhoci. Și aș vrea să îl întreb pe domnul administrator public dacă acea finanțare care a fost aprobată de 82 de milioane sau ceva de genul ăsta, a fost făcută având ca bază un studiu de vizibilitate vechi sau unul reactualizat? Deci proiectul s-a depus în 2018 sau 2019. La Ministerul Dezvoltării. Când au trecut la alocarea prin POIM din fonduri, am făcut o actualizare și dezvoltarea lui cariția inteligentă. Când am făcut actualizarea în 2021, undeva până la începutul anului, ne-au dat eligibilitate, ne-au declarat eligibil că suntem, putem primi finanțarea. Faptul că n-au prins decât 15 investiții finanțare prin POIM, toate celelalte, ceea ce spunea domnul primar, prin hotărârii de guvern, au fost transferate către Anghie Salini, iar eligibilitatea rămâne valabilă. Nu se mai analizează din nou toată documentația. De ce spun? În studiul de vizibilitate, dumneavoastră știți despre ce vorbesc, este posibil să fie un preț care nu este actualizat. Știți cu toții că prețurile s-au triplat în ultimul an. Nu putem să facem... Dacă îmi permiteți, ne vom trezi. Este o posibilitate, nu spun că este o certitudine. Ne putem trezi că începe proiectul dinspre Gioseni, dinspre Buhoci, să spunem așa, se termină banii pe la mijloc, pentru că e fiind actualizate prețurile. Da, domnule primar, este posibilitatea asta, deja vă arăt. Noi vorbim serios aici, nu spun nicio glumă. Dar mă amuză faptul că dumneavoastră trebuie să fiți conștienți. Ați avut în față, pe biroul primarului, proiectul pentru a-l studia. Cei de la minister o să aibă în vedere și creșterile astea pe perioada asta de război. Și o să mai dea o ordonanță să le actualizeze pe toate la ordonanță de actualizare a prețurilor la momentul semnării contractului de finanțare. Pentru ceea ce a spus eu, este una clară. Permiteți-mi o secundă. M-am gândit doar că s-a mai întâmplat și poziția se întâmplă, să fim atenți să preîntâmpinăm astfel de erori. Dar să știm... Este o ordonanță de guvern care spune pe următor. Se actualizează prețurile depuse pe proiecte la momentul semnării contractului de finanțare. Adică momentul ăla trebuie să acționăm repede să nu crească prețurile. Acum, costul de 160. Da, dar la momentul semnării contractului
contractului, o să ne ceară actualizarea și după ce se semnează contractul, în baza de vizibilitate de la momentul semnării. Haideți ca să, domnilor, haideți să nu mai lungim vorba, că lungim degeaba. Domnilor consilieri de la OSR, dacă nu știu că vă ține bine mintea asta, încă mai țin minte. Dumneavoastră ați fost împotriva acestui proiect cu tambașul, ați fost împotriva. Nu este bun? Nu, domnul. Vă rog să nu mă contrazici. Ați fost împotriva. S-au învățat, ținut, pentru că doar cele două puncte știți să le puneți în aplicație. Hai să fim corecți, ca să știe și cetățenii din Comuna Boci, că dacă știe minciuni, domnule, eu nu vă spun minciuni. Este adevărat. Am să mă aduc și procesul meu. Am să vă aduc și fiind de mult. Uitați că la mea. Deci noi ne-am obținut acolo. V-ați abținut. Ori sunteți împotrivă, ori vă abțineți. Și astăzi o să ne abține. Voturile abține se contabilizează împotrivă. Deci eu vă spun ce spune Codajul. Deci vă abțineți. Ați văzut că eu m-am lăsat. M-am lăsat pe fiecare să discutăm. Se votează bugetul, investiții, Parigi, Ungureni, Filipeni. Nu vă votează. Noi discutăm nici pe domnul primar să votează ceva. Ia de ce asta votează proiectul. Zic consiliul local. Suntem membri ADI și... Doamna... Eu scriu aici. Împotrivă? Abține? 5. Mulțumim. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, amenajare, parcare în zona dispensarul urban din satul Bibir, Comuna Bohoci. Cine s-a scris la comunistii? S-a scris și s-a fac să spună o cumva să nu discute. Poftiți, domnule Țiri. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect este un proiect pe care și noi considerăm că este de o mare utilitate, dar... Domnul Ireș, dar eu aș avea o remarcă pe acest proiect. Noi, dacă ne amintim cu toții, dragi colegi, am votat un proiect de hotărâre tot al domnului primar, dar în momentul de construire sau nu, era proiectul doi colegului de la PSD, domnul Ionuț Dumișteanu, acela de construire a unei parcări în fața spitalului din Bucoci. Dispensarului din Boci. Poate am gura uită să facem și spital vreodată. Da. Acea locație, acel proiect nu este încă în aplicare, chiar dacă a fost susținut și toată lumea, și cu majoritate absolută. Și cred că este de un motiv de seriozitate din partea noastră ca consilier local și a dumneavoastră ca primar și a domnului administrator public să finalizăm acel proiect în prealabil, ulterior să mai discutăm și despre altele, cum a spus dumneavoastră. Deci, faceți întâi proiectul ăsta aprobat și după aia discutăm și de acel proiect de la Bijghir. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, domnul președinte, domnul Iftime. Cine mai are de discutat? Referitor la proiectul alei pietonale și parcări în satele Buhoci și Bilghir, noi am prins la momentul respectiv parcări pentru școli și grădinițe, atât la Buhoci cât la Bilghir, plus că am asupra mea și planurile de amplasament unde vor fi construite. Puneți-le în aplicare, domnule. Avem proiect. Păi faceți-l la noi. Sunt în momentul obținerii de avizii. Au uitat să de proiect avem. Nu. Sunt în momentul obținerii avizelor ca să pot obține autorizații de construire. După ce am autorizația de construire, după aceea dau drumul la treabă. Păi dați drumul la treabă. Câte sunt? Sunt etape, domnul Iftime, asta nu încercați dumneavoastră să înțelegeți. Că sunt etape de parcurs. Nu s-a acuzat că nu s-a făcut nimic. De 6 ani de zile ce ați acuzat la Bijghir, la Cădiniță. Ați acuzat că nu s-a făcut nimic. Sunt procedură. Ce ați făcut? Câte etape ați urmat acolo la Bijghir, la Cădiniță? De 6 ani băgați bani acolo premiului. Urmați pașii legale. Referitor la parcarea din zona dispensar uman Bijghir,
nu se suprapune sau nu-i pe același aliniament cu proiectul de Rigole cum se întâmplă cu cealaltă locații la, la Buoci. Asta va fi separat, dar nu o să înțelegem. Da, domnule primar, n-ați înțeles iară ce am vrut să spun. Am spus că ce face treabă, ce am hotărât deja. Foarte corect. Băi, foarte clar. Puneți în aplicare proiectul colegului nostru de la PSD, domnul Ionuț Olmișanu, pe care l-am susținut. Puneți în aplicare proiectul. Asta nu înțelegeți, n-ar fi. Înțeleg, dar proiectul de 20 de ani tot promite. Păi trebuie să începem de undeva. Păi 20 de ani n-ați reușit și mai vreți să vă cred acum eu? Păi dumneavoastră nu vedeți că suntem orbi. Păi 20 de ani n-ați făcut nimic. Sunteți orbi de furie și nu vreți să înțelegeți că la nivelul comunei Buoci s-au executat executate proiecte privind împrejmuirile școlilor din Buoci, din Bijghir, teren multifuncțional Buoci, Bijghir, reabilitare iluminat public în toată comuna, extindere iluminat public în toată comuna. Ce vreți să vă mai spun? Avem proiecte în derulare, diferite faze, gen gaze, gen... Suntem pe procedură, dar nu vreți să înțelegeți. Dar dumneavoastră aveți probabil în mintea dumneavoastră, există altă modalitate de a implementa un proiect în mintea dumneavoastră. Dar pe partea legală, ceea ce facem noi, o respectăm cu sfințenie. Domnul primar, mă faceți să râd, pe cuvântul meu, dar eu nu mă gândim. Întotdeauna ați luat un de râdere. Întotdeauna ați luat un de râdere. Nu, dumneavoastră veniți și ne mințiți, avestidați inteligența, mințindu-ne pe față. Așa credeți dumneavoastră. Eu pot să vin să argumentez prin documente și prin proceduri legale. Dumneavoastră faceți niște acuze. Păi nu sunt acuze. Dumneavoastră și domnul administrator anul trecut spunea că într-un an vom avea apă. Nu știu care anul zis domnul administrator public. Hai să lăsăm chestiunea asta la apă. Are proiecte în derulare când n-a fost în stare de nimic. Discutăm de proiectul acesta, domnul Ieftinie. Hai să lăsăm. Dacă ajungem la competențe și aveți probleme, eu să știți că mă țin de cuvânt și mă dau cuvânt. Domnul deci, discutând strict pe subiectul care îl avem pe ordinea de zi, niciun proiect, să discutăm de principiu, niciun proiect nu poate fi început, nu poate fi finalizat, fără să nu se respectă proceduri care sunt în conformitate cu legea. A-l împotrivi permanent vis-a-vis de proiecte și a divaga și a spune că nu s-a făcut nimic, este o mare eroare din partea celor care fac aceste discuții. Și aș aminti doar câteva din proiectele care noi le-am aprobat aici în Consiliul Local, nu le-au aprobat primarul vine și propune proiectul de hotărâri, așa prevede legea, Consiliul poate să aprobe sau poate să nu aprobe un proiect. De asemenea, unii consilieri pot să se abțină, pot să fie împotriva unor proiecte, dar dacă proiectul în cauză a obținut majoritatea, așa cum spune legea, el intră pe păgașul normal, real, legal, se finalizează tot la fel așa cum prevede legea. De principiu discutăm. Deci noi nu putem să facem parcarea la comuna, în comuna cu satul Bijghir, dacă nu facem ceea ce facem acum, prima dată să se aprobe acest proiect. După aceea să se parcurgă celelalte etape. Nu se poate altfel. Dacă colegii noștri de la OSR știu alte proceduri sau știu alte legi, să ne le spună și nouă să le aplicăm. Mai repede. Trebuie că mai repede, așa să nu facem. Să ardim etapele astea. Da. Adică să nu avem proiecte, să nu avem... Vizite eu așa face la Bacău, primarul de la Bacău. Nu face proiecte, nu face nimic. Nu s-a apucat de treabă. Atenție, s-a apucat de treabă. S-a apucat de treabă. Să pună pavele prin cartierul Abiator, ilegal, și după aceea sunt autorizat și opri lucrarea. Și-a lăsat un dezastru acolo în municipiul Bacău. Inclusiv în cartierul de Abiator, inclusiv, vină cu mine, inclusiv domnul este registrat pe camera de... Pe camera de... Și a venit în cartierul Abiator, vă să spun strada, cartierul Abiator, strada Abiator, să vedem că lucrările sunt începute. Oricine vrea de aici. Domnul... S-a făcut o zi. Oricine vrea, lucrările sunt.
avem treabă cu SRE-ul. Să facem noi ca consilier politic, noi ca consilier. Avem astea sunt minciuni. Că nu puteți proba nici. Astea sunt minciuni. Eu vreau să vorbesc. Mine de față la SRE-ul. Nici nu știam unde e SRE-ul tu când o cunoșteam pe băieți. Da, da, da. Așa. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Eu vorbesc strict de principiu. Nu există alte proceduri sau nu putem să aprobăm, nu putem să facem nimic în comuna Cuvoi sau în satul Bacău, decât dacă parcurgem aceste etape. Puteți să-i transmiteți lucrul ăsta și lui șeful vostru de partid. Șeful tare de partid, îi zice, primar, din Brăila. Ați venit domnul primar, de la Cuvoi și după aia la Vizghir, să mai avut discuție. Poftiți, domnul Pompidina. Să discute și ceilalți. Ați observat că doar... Dacă înțeleg. Voi, domnule, mă doare și profund, așa, sufletul, să văd că sunt de la 10 km de Bacău, într-o ramificație, o comună care ramifică spre mai multe comune, și nu avem, nu mai zic de parcare, ce să vrea să facă, o stație măcar de autobuz în fața grădiniței. Și prin mandatul dumneavoastră, și pe Andrei, și pe al domnul Mocanu, și toți care am prezentat, suntem și vrem unii, unii vrem, la Bejghet, tot la Bejghet, la Bejghet, nu am nimic să se facă în toată comuna, dar la Bojghet nu s-a făcut nimic. Dacă nu ați vă place cum arată în fața, s-au întâmplat accidente, mai multe chestii în fața acolo, chiar și eu am probleme acolo, unde este un loc de refugiu? De numai la țărnă asta, când vă dau jos în autobuz în fața grădiniței, spuneți, poate ești tu și... În șanță. În șanță. În șanță. E urât și la 10, dați-mi voie să vă explic. Deci aici mă doare când văd. Am susținut, am vrut, deci nu... O improvizație. E urât, e foarte urât. Deci nu vreau să mai urc. V-am dat acum unii să... Domnul, lăsați-mă, domnul administrator, în ghirilete. Ați finalizat, domnul. Ce să mai zici? Mi-e rușine. Mi-e rușine să mai vorbesc. Ce să mai zici? Stimați colegi, da. Toată stima pentru vorbele discutate și arătate în ședința Consiliului Local de către domnul. Și mie mi-este rușine. M-a anul trecut în ședința Consiliului Local și după ce am venit cu mâna în masă, că vrem acea alei pietonală și parcare acolo. Bun. Domnul primar a mers. Da, este de făcut. Acum facem la Vișghir. Să știți că sunt împotrivit. Bun. Nu! Eu am tăcut din gură, eu tac, dar mi-a ajuns cu citul aici. Facem totdeauna la Mișchir, la Mișchir. Doamne, hai să facem asta la Mișchir. Hai să facem la Mișchir. Ni s-a spus de către domnul primar că avem cel mai convict, convict. Domnul, ați observat că eu nu vă întrerup. Am înțeles destul de clar, destul de clar anul trecut, că vom face acea alee betonată și acea parcare. Anul ăsta venim din nou și facem tot la Mișchir, fraților. Hai să mutăm la Mișchir, să ne mutăm cu tot ce-și gata. Îmi pare foarte rău, dar trebuie, mi s-a ajuns, mi-a ajuns cuțitul la urmă. Am fost la biserică, am fost la biserică, acum au venit oameni de la biserică cu mașini și aveau să tragă cu o mașină, o parcare, erau balambul cu unul peste altul. Ce faci? Hai, domnule, să facem noi în centrul comunii, domnule, ceva. Face centrul comunii de treabă. Mai bine, mai bine, cu o rectificare și trebuie să o înțelegi. Nu, hai să o facem prima dată pe asta și tu nu venim cu o rectificare pentru dumneavoastră să avem Mișchir. Nu, deci nu faci, e o necesitate, având în vedere că... Nu, deci cu parcarea pe Buori, suntem înaintați ca și procedura asta, trebuie să le iasă de aici. Deci suntem înaintați. De aici, de la școală, până la sediu ce... Ați avem alei și cu parcare. Nu unde ați venit cu documentația? Care ați arătat-o și de-ați 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 arătat-
lucrări se vor începe prima dată la Buhoci sau tot la Bijghir? La Buhoci, cum va da? Domnilor colegi, n-are cum să se înceapă la Bijghir lucrarea înainte de lucrarea de la Boș, pentru că lucrarea de la Boș a rămas, e simplu ca până zicea. Și pe parcursul procedurilor, aveți ocazia să stopați cumva, dacă credeți că s-a început întâi la Bijghir. Că sunt proceduri de hotărâri ale Consiliului Local. Poftiți, domnul. Cu începerea lucrărilor, așa cum au fost cu stațiile de autobuz. Întâi s-a început la Bijghir. De ce nu s-a început întâi la Buhoci? Domnul Aristar. Deci cum s-a terminat stațiile? Deci știți cum s-a terminat stația de la Bijghir? Am văzut că ați pozat și ați spus. Păi da, am stimalizat. Aia sunt două stații de făcut. La Dospinești una și la Bijghir una. Restul sunt terminate stațiile. V-ați apucat la Bijghir? Nu. Bineînțeles. Așa s-a postat. Că la momentul acesta sunt făcut exact importante. Nu s-au făcut. Niște repare. Asta s-a făcut sau nu? Da, pot, dar Bijghirul nu-i terminat. Aici nu se începe. La ce are Bijghirul? Începe de la profilul. Să nu spuneți că nu vă dau cuvânt. Să înceapă și să vă dau. Deci nu vreau să înceapă. Salut, zic cu sinceritate modul în care v-ați manifestat frustrarea. Această frustrare, domnule primar, există în toți cetățenii comunei Buhoci. Cu toate susținerea pe care vă poartă domnul consilier Munțeanu. Discutăm și despre plângerile astea, domnule primar. Hai să trecem. Vorbea domnul primar de dezinformare. Domnul primar, domnul administrator, când precizați că vor începe lucrările în mare, ca să nu mai s-audă vorbi, discuții? Deci, la momentul actual am depus pentru avizare la mediu, la asta cum se cheamă, la poliție, rutier. Am depus pentru aviz, nu le mai știu toate din certificatul de urbanism. Dacă vreți, vă fac o raportare lunară la fiecare ședință, în ce stadiu suntem la fiecare ședință. Asta mai avem discuții. Cu în față. Ghilimele. Da. Eu cred că... Doamne, ca să se opunem la vot, ca să mai termină. Păi, dar ăsta mai după numai din ea. După ce te mai numai o leacă cu el. Cu el? Să mai discutăm. Da, da. Nu e nicio problemă, domnul Munteanu, să știți că rămân cu el. Rămân cu dumneavoastră. Da. Cine este pentru? Eu. A, vreți și dumneavoastră discutăm pe el. Și eu fac de la auzire. Scuze-mă, domnul Munteanu. Eu cred că treaba este mult mai simplă decât o amplificăm noi aici așa, da, că sunt tot fel de chestii. Dacă s-ar începe lucrările la Buhoci, măcar să fie începute. Eu cred că nu zice nimeni să nu se mai facă proiecte și pentru a trupe și normal. Măcar să facă lumea, domnule, o începe lucrările. O să dureze cât o să dureze să fie gata. Dar sunt începute, domnule, pe procedură, pe duica asta? Proiectul cu alei pietonale și parcări este început, am proiectare, am tot. Am și mai mai comentează, am avizat. Au fost chiar cum se înceapă înainte de avea, de-am făcut să iau 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 să
Dar de unde începe lucrarea? Alt proiect. Dar de unde? De unde? De unde? De unde? Domnule, o locație concretă. De la Mohoci din centru. Domnul președinte, a spus că nu mai e întrebat. Dar haideți să vedem cronologia lucrurilor. Se pare că construirea bugetului la început de an avem prinse sume pe alei pietonale. Pe când în partea asta nu avem prinse încă sume de cauza că nu avem de unde extrage aceste sume. Trebuie să luăm probleme, să facem proceduri speciale și să ajungem acolo. Deci suntem avansați, asta cum am spus eu, cu aleile pietonale pe bugetului. Și noi ca domnul Biziste, nu o să fie imam de la bugetului. De la bugetului. Unde a început primul proiect? Sau unde s-a făcut prima dată terenul de fotbal? Spuneți un dat. La Mișchiri, la Mișchiri. Corect. Împrejuirea grădinților școlilor. Unde a început prima dată? La Mișchiri. Păi ce? La Mișchiri și nu știa că... La Mișchiri, la Mișchiri, la Mișchiri, la Comuna. Bine. Am luat, 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 am domnilor, parcă-l face, domnul, ca să fie la nivel de mașină de noastră. Să nu poate să fie autostrada, autostrada proiectată pe Oicos și autostrada proiectată pe partea aia la Dumnezeu, la Târgu Neamț. Deci, domnule, discutam cu oamenii ca vreau, domnule, să facă, numai să facă de undeva. Cu unde să faci, vine, venit, dar nu știu dacă ați observat. Dacă venim la canotări noastre sau dezinformări, nu. S-ați văzut, n-am specificat niciodată, nu am adus cuvântul asupra, dar datorită lui domnul președinte Dragoș Pene, avem șosea o centură, care i-a ținut foarte mult. Hai, ca am dus să-i țară. Bine că se recunoaște. Domnul Brădescu, care este un mare om și tot respectul din partea mea, nu așa făcut. Nu făcea din promisiunea, o să începe lucrările. Dar vreau să vedem, sigur, acum trebuie să vedem că încep la urmă. Și prima care vreau să o susțin și domnul administrator, ca pe n-am mai trebuit, e zic pe urmă după. Dar mi-e prietenul tău. Este foarte rău, că de câte ori vin pe aleea asta, pe tonalul și-l rup cu papucii. Făcut de dacă ne trebuie să până aici. Dacă găsim un constructor bun și are vreau să știi ce pe zi am venit. Domnul primar, asta este din maximă urgență. Și siguranță, că dacă eu eram cu capul, implicam și șoferul care m-a oprit la accidentul care l-am avut. M-a oprit în stația de autobuz, care nu există, la Mboși, nu există, pe partea dreaptă. Nici loc de refugiu, nu este. Și la ceea ce spuneți dumneavoastră, eu vă întăresc tehnică, ceea ce spuneți. Noi, în certificat de urbanism, se pare că avem și avizul poliției rutiere. Noi spunem că facem parcarea acolo, dar dumnealor, nu, o să vină și ca specialiști, o să ne dea sau nu, nu avizul. Dar asta o discutăm, nu fac să zic, nu știu, eu spus la sens acolo, la monument. Haideți să obținem toate avizele și tot ce necesar și începem la Boci. Ca să încheiem. Când o să văd un proiect de hotărâre, acesta pe care vă-l citesc, proiect de hotărâre privind aprobarea investiției amenajare parcare în zona Buhoci, în fața, atunci voi vota. Arătați-mă șmiși, nu mi-arătați hotărâre. Nu mi-arătați desenul, mi-arătați hotărâre. Domnule, aveți hotărârea mie, pe mine nu mă duci, că cum duci bata așa, învârtești cum vrei, dumneavoastră. Mi-a aduceți hotărârea, pe mine nu mă învârtiți cum mă învârtiți, dacă e domn privat. Pe mine nu mă învârtiți cu așa ceva. Mi-a aduceți așa ceva documente, așa. Nu e adevărat. Nu putea să facă de s-a propus de către domnul Ionuță Domișteanu, am propus cu toții,
N-am mai văzut nimic. Anul trecut. Anul ăsta venim iar. Hai să luăm o pauză și să vină doamna cu hotărârea, ca să mergem. Să vedem ce există cu hotărârea. Mă zic abia pe președinte. Da, lăsați. Stai, hai pauză, domnule. Scuze, dar am primit acea hotărâre, care este hotărârea numărul 15/27/3/2019. Ceea ce denotă, dă-și au dreptate. Adică nu este bineînțeles că mă aprobă, nu, dar în general eu aprob proiectele care mă vizează pe mine ca persoană, pentru că eu fac parte din comuna Bucăți și nu sunt, nu contează că dacă propun pentru Bijghir, și Bijghirul face parte tot din comuna Bucăți. Dar am zis că hai să începem și aici, acum... Deci este la rată față. Este la rată bine. Acum sperăm că și lucrările vor fi în avans. Nu mai sunt obiecțiuni din partea nimănui, să punem la vot. Cine este pentru? Dacă cine este, este. Împotriva abține. Abține? Da, da. Păi da, pentru ce? Ai tot de știu de la trei buze. Câte abținere au fost? Tot trei. Și am o rugăminte mare ca toți cei care locuiesc în comuna Bucăți, având în vedere că domnul primar mi s-a spus că avem cel mai mare buget din toate timpurile, și eu, în calitate de fost viceprimar, am mers cu dumnealui și am urmărit lucrările care s-au desfășurat la asfaltare și la acele rigore de la Uluc până la Toroi și înapoi. Mi s-a spus de către domnul primar, aici e necesar, aici este strict necesar. Domnul, e necesar, nu îi facem. Au ieșit ca la carte. Au ieșit ca la carte. Nu același lucru. Nu același lucru. Se întâmplă și ceva. Eva ne pare foarte rău. Parcă suntem în altă zonă. Dar nu mai ai tu. De la... Nic răbdare. Problema este în felul următor. De la domnul Rică Mocan până la Roșu, nu mai există acel șanț. Deja pământul ăla, cum s-a călcat cu mașina cu asta, s-a deteriorat. Sigur, cu toate că eu am controlat cu domnul inginer Ienea, lucrarea a fost foarte bună, de calitate. Dar vă spun că nu cred că rezistă 2-3 ani. Dacă nu vom face acele rigori. Și întreb pe fiecare parte, având în vedere că domnul primar avem bani, este ordonatorul de credit al nostru, este omul care vrea fapte de acum, așa domnul primar? De acum. De acum, cred că vreți să doriți. Și de la legătate, în corul nu mai e așa important, vreau de asfalt. Un pic de răbdare, un pic de răbdare. Nu, acolo este cu Părușoa. Sunt aceste două secțiuni. Eu vă cer sprijinul tuturor prin ridicare de mâini. Cine este pentru ca domnul primar să inițieze acest proiect ca să continuăm să facem acele rigole primare. Cine este pentru? Vă rog, vă întrebați pe toți. Acum nu mă mai nume, Danicule. Stați un pic, cine este pentru? Andrei, eu vreau să vă răspund la câteva. O să vin eu cu... Nu. După. Nu. Cu explicații da. Cine, ce o spus. Nu, dar vreau să vin da. Cu explicații, da. Cum să zic, din specialitate cât le-am prins din mers discutând cu specialiștii în proiectul de asfaltare pe vară. Când s-a ajungem la proceduri și iar mă criticați că sunt eu de vină. Deci când s-a făcut proiectul ăla, s-au solicitat niște avize de la Apele Române. Cei de la Apele Române au verificat locația în baza documentelor noastre și în baza unor studii hidrologice, au constatat unde sunt zonele vulnerabile și trebuiesc construite rigole betonate și unde nu. Deci nu că a vrut primarul
sau o rut X sau Y. Noi am discutat împreună niște documente, am... Asta e, domnul primar, eu știu, bătaie de joc, nu puteți să spuneți că cei de la mediu sau de la Apele Românii v-au spus dumneavoastră că doar aici e bine să facem și aici nu. Băi, când se face o rigolă, un șans betonat, se face cap cu coadă, domnul primar. Doamne, dumneavoastră, eu încerc să vă explic în funcție de bancă. Termenul de finalizare a acestei lucrurile a fost martie 2021 spre avizare. Domnul, să facem un proiect. Dumneavoastră vă așteptați fără să vă consultați. Îmi pare rău, avem așteptări la noastră. Deci nu puteți spune mie ca primar că n-am vrut să fac acele rigole. Dar în baza proiectului nu au fost prinse motivate de avizele emise de specialiști. Dar asta nu înseamnă că ceea ce vrea Nicușor Mocanu nu îl putem... Este un eror. Deci eu vreau să asta e așa. Și îmi pare rău că pe momentul execuției n-a venit nimeni dintre dumneavoastră că se putea face o notă, o suplimentare. Îmi pare rău, era vicii domnul Munteanu, dacă și-a aduce aminti bine, a mers acolo, era și domnul Iustin, domnul director al primăriei comunei. Administrator. Da. Și eu, faptul că sunt născut aici și știu exact acolo, au fost întotdeauna izvoare și apă. Am spus aici, dacă nu se face subtraversare cu apa, cu izvoare, fi problemul tot timpul. Dar acum lucrarea asta bănuiesc, are și o garanție. Unde s-a deteriorat? Poate chemați să chemați. O să vin pe poze să vedeți că nu mai apare cel șans. Îmi pare foarte rău, domnul primar. Mi-a spus când am mers la Bijiriu, am spus, domne, unde trebuie rigola? Ei, dumneavoastră, lasă că la timp când o să am bani, facem și aici. Acum avem un pic de răbdare. Venim cu... Acum, când avem atâția bani, ne dăm, ne batem cu mâna, că avem bani. Și acum când trebuie să facem pe bani, păi să vezi că trebuie niște formalități. Păi să vezi că n-am bani acum. Dacă e vorba să facem ceva la Bijiriu, o întrebare banală. Ca să faci un șanț din 20 de metri, să faci o rigolă, chiar trebuie să proiecte și urmărite toate lucrurile. Da, dar în afară de proiecte trebuie o expertiză. Să argumenteze de ce spate și dacă putem să ne lipim de investiția. Nu e așa simplu. Dar facem din timp ce nu vă Da, din bugetul local, jumătate o să se întâmple, nu se face, jumătate o să fie de acord. Da, să se facă. Domnilor consilieri, vă rog pe toți cei care doresc să se deplaseze la fața locului, să vedeți că sunt dați toți dreptate. Singurul care nu-mi dă dreptate este domnul primar și domnul Iustin. Și domnul Iustin nu-mi dă dreptate. Pentru că la ora actuală nu există șansă. Iar așa s-a călcat cu mașinile pe acela trunchi și s-au dus... Să înțelegeți că ai început campania electorală. N-am început campania electorală, fraților, dar am spus că vrem să ne împăcăm pe toți. Hai să dau, domnul președinte, dați-mi voie. Eu eram după de două ori viceprimar și puteai să te ocupi mai mult. Acum nu mai ești. După mine, eu doar în seama. Domnul Monteanu, vă rog. Nu, eu eram. Am fost după domnul Monteanu. Eu vreau să vă întreb, într-un kilometru de asfalt, care după cât știam, costă un miliard sau câte, da? Așa, domnul administrator. Căutăm documente. Eu știu sigur că este prins și rigole și podețul. Ca să faci un podeț, o să faci fără asfaltare, nu? Înainte să fac podețe. Așa este, podețele... Iar și invers, ca să o luăm ca și gospodar, când fac o treabă, să o fac la carte, frate, în 5 metri de... șanț sau rigoală, întrerupt, mai fac cu noi proiectantul. Ia eu, băi, proiectant. Nu ești bun. De ce? Bine, să faci ca așa vreau eu să fii. Asta e eticheta mea. Așa am trebuit făcută. Eu zic că este prins rigoală, podeț, asfalt, un kilometru. Eu vă spun, sunt acele două secțiuni de drum. Mergem la fața locului și să vedem, îmi veți da dreptate.
Acum aș termine ședința, mergem acolo. Să nu credeți că eu fac, fac glume, dar hai să facem și ceva care ne avantajează pe toți. Poftiți, domnul Mugar. Deci, între, stimați colegi, între oportunitate și legalitate există oarece diferență. Oportun este să se facă acele rigori. Legal, din ceea ce spune domnul primar, proiectul așa prevedea. Pauză, rigoră, pauză, poate. Nu, nu, ascultă-mă un pic. Nu știu, nu știu de ce zici tu că nu-i corect. Eu zic că e corect, de exemplu, pentru că suntem specialiști. Pentru că noi consiliere de aici de față, nu suntem specialiști. În schimb, noi avem o singură obligație. Să respectăm legea. Legea administrației publice sau codul administrației publice, cum este acum, spune un lucru foarte clar pe codul administrației. Spune un lucru foarte clar. Tu vine el mereu aici. Dacă nu vine aici, că eu citeam o tamă, știu, mă urmăreți, vezi dacă spun corect. Deci, consilierul are obligația să ia orice fel de hotărâre, să aprobe orice fel de proiect, cu o singură condiție, să respecte legea. Deci, până acum e de acord cu mine, da? Ei, între legalitate și oportunitate există oarece diferență. Oportun din ceea ce spun și eu cred pe cuvântul domnul consilier și președinte de ședință Mocanu, că așa este. Putem oportun? Să îndreptăm, este oportun să facem aceste rigori. Putem să legal. Facem legal atunci când s-a făcut, asta era proiectul, deci trebuie să respectăm proiectul, da? Dar în proiect nu sunt Eu vreau să mă înțeleg de principiu. Eu nu sunt de specialitate constructor, dar eu dacă eram în poziția în care... Era domnul inginerul Iene, care este așa, putea să spun, să ricepi, este constructor, este a fost plătit de către domnul. Deci, oportun este, am înțeles, oportun. Domnul Ionea, știți mi-a spus, eu am respectat până în momentul de față proiectul. Da, păi și acum ce vrei să fac? Dar eu vin cu rugămintea. Asta spunea și domnul primar. Asta pe toți. Asta spunea și domnul primar. El a respectat legea. A apărut oportun. Ce facem? Facem proiect de hotărâre, să facem papere. Ce așa adică? Păi nu, dar ne împărtim în jurul cozii și nu... Oameni buni, dar și nu acuzăm pe nimeni. Păi dar nu este practic. Este oportun să facem. Am înțeles mesajul. O să vin la ședința următoare cu propunerea pentru un proiect de hotărâre privind solicitare. Bine, eu așa încerc să fac documentația cu specialiști, dar apar cheltuieli până la... Ceea ce spunea domnul consilier Stoia, dacă nu se poate fără avizii, fără proiect. Nu se poate. Noi trebuie să mă împuterniciți pentru a face toate demersurile astea, de a ajunge la specialiști și de a culege acele documentații. Ca și procedură, nu vreau să vă spun eu, dar domnul Stoica vă poate spune. Începând din aibicierea proiectului de hotărâre. Până la obținerea autorizației de construire, de 36 luni, neapărat. Îi duce pe mediul care... Hai să facem proiectul. Dar a spus că pot face... Dar încercăm sau nu stăm să... Deci, poate de principiu inițierea unui proiect. Eu vreau să vă spun, vorbim de domnul specialist. Cu toate că dacă o luăm pe codul administrativ... Eu am să fiți clar, dacă cineva nu mă înțelege. Domnul primar. Dar nu vreau să intru. O să vedeți. Ca da. Bună voința să întocmesc un proiect de hotărâre și să în fața dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că eu am să urmăresc. În acel moment și balustrat de protecție la mizionist. Aveți ceva de spus? Dacă tot prindiți în proiectul ăsta de făcuri goale, să prindiți sub trecerea aia la vizitiu acolo, trebuie niște... La podere, podul ăla. Trebuie niște balustrate de protecție. Tu ai mers și pe margine în caz direct în... Ar fi foarte bine să răzuim acea denumărare, pentru că ne trezim dincolo, că eu ne-am spus că domnule ne-a trecut aici. Aia e o comitare de vitezi. Domnul Iene a făcut șase după copaci. La următoarea ședință.
să fac o informare dacă îmi dați voi domnul. Vreau să vă aduc la cunoștință celor care nu ați accesat pagina primăriei privind informare. Că am semnat contractul de finanțare cu Poro privind investiția proiectului privind modernizare și dotare școala Gorj, un proiect în valoare de la ultima actualizare care o știți dumneavoastră în ședință când dădeam proiectele fiecare, dar actualizarea a fost făcută de specialiști în baza unui normativ. A semnat contractul de finanțare nu cu eșarfă, nu cu cum se procedează în alte zone. S-a semnat conform legislației și a procedurilor din ziua de astăzi cu semnătură electronică de la distanță, nu cu strângeri de mâini. Ceea ce e de, cum să zic, de interes local, faptul că s-a adus sau o să se aducă, că mai urmează proceduri de aici încolo, multe proceduri, se aduce în comuna Gorj un milion, aproximativ 1.300.000 de euro pe școala Gorj. Stimați colegi, pe această cale trebuie să vă informez de un lucru și chiar țin să vă mulțumesc consilierilor Partidului Ecologist, Partidul Alternativă Dreaptă, feministilor, mai puțin cel de la PPP, Mocanu Speță eu, mai puțin cel de la USR, care și la acest proiect de modernizare a școlii de la Bohoci au fost împotrivă sau s-au abținut. Nu, astea două știu să le fac. Ori s-au abțin, ori sunt împotrivă. Eu țin să vă mulțumesc că din o dată. Așa o să zic doar, credeți că am văzut. Asta e foarte lucrat. Conducerea centrală. Eu aș și mulțumirea și aduci mulțumiri angajaților primăriei care s-au dedicat, să spun așa, și n-a fost ușor în sensul că am avut de transmis clarificări pe perioada de analiză a documentației în jur de 13-14 clarificări venite la diferențele timp. Și în afară de personalul primăriei angajat care s-a zbătut și n-a fost ușor, țin să mulțumesc și Consiliul Local celor care au fost în tandem cu acest proiect. Nu în ultimul rând și echipei tehnice, că în spate să știți că avem proiectanți, avem consultanți care ne țin îndeaproape tot ceea ce este în vederea întocmirii și ducerea la îndeplinire unui proiect. Și cum am spus, încă mai avem de parcurs etape și de aici încolo vi le poate enumera domnul de la achiziții publice ca și etape, ca și domnul ăsta a semnat contractul, ați avut 1.000.000 de euro. A semnat contractul de 1.000.000 de euro. Deci, pregătesc documentația. Trebuie să avem în vedere. Pentru semnarea contractului de proiectare, proiectul tehnic. Proiectul tehnic cuprinde proiectul tehnic, DTAC-ul, DTOE-ul, caietul de sarcini care stă la baza licitației și va fi licitații simplificate electronică, PSA, clar, prin valoarea de bătrâni 400.000 de euro, va fi procedură simplificată, va fi PSA cu clarificări, cu toate demersurile de necesare. Sper că în 6 luni de zile să avem tot, cu ordine începerea lucrărilor, cu tot ce trebuie. Să vin cu un spirit de glumă. Deci s-a început școala Gorj. O să înceapă și școala Bijghel, că suntem și acolo pe procedură. Și nu mai faci să acuzați că s-a început întâi la Bijghel, da? Păi, dar era comună. Nu începe cum era înainte. Deci, că până aia trebuie să-l au un exact comună. Am înțeles că era, da? E, atunci mult înainte. Dar punctul de vedere să-i dau cuvântul doamnei. De măcar se lucrează un comitet pe Buhor și Bitgir. Eu sunt din Cotești. Școala este închisă. N-am ce să-i fac. Nu că nu vreau să-i fac. Dar n-am ce să-i fac, pentru că orice bani investit într-o școală goală se impusă primarului și aparatul de specialitate. Dar ce n-aveți bani? Băteți-o. Da. Dar împărtiți la bani. Nu sunt lucruri, să nu vreau. Bine, să vă zic Hristos Avia. Sunt țeanca acestui sat. Felicitări pentru
modul de manifestare al activității dumneavoastră astăzi. Asta înseamnă că vă interesează comunitatea. Vreau să fac niște precizări din punctul meu de vedere sau mici observații. A pornit proiectul pe vale. Acest domn inginer a început cu lucrarea, dar acest proiect a fost analizat în profunzime dacă de-a lungul traseului se respectă toate regulile de construcție a unei șosele. Când am mers cu fiică mea la pădure, mai bine zis până la Roșu, până la domnul Neamitică Roșu. Și a trebuit să, fiică mea cu un jeep, cu o mașină mai mare și mai mici, a trebuit să dea în dreapta, cât pe ce să așa, pentru că șoseaua nu corespunde pentru două benzi corect. Aici ar bioție sau este lipsă de specialitate. Toate lucrurile trebuie făcute, domnul primar, cu foarte multă vigilență, că toate sunt scumpe și populația suferă. O altă precizare care vreau să o fac, am venit de la Bacău cu un microbuz de ungureni și s-a deschis ușa și am căzut în șanț legat de parcare. Deci am căzut în șanț, noroc că am fost destul de vigilentă și nu mi-am rupt picioarele. Doi, asta este o problemă care a dezbătut-o și mă bucur. La modul general, cetățenii statului Buhăci sunt supărați, așa în general, pentru lipsa utilităților. Faceți tot ce se poate să treacă la cele civilizate. Eu am venit de la civilizație, m-am mutat unde? Fără apă, am apa e roșie, deci nu pot să o folosesc, cumpăr apă plată ca să mănânc, să beau, mi-aduc apă de la Parin, de la Biberești, ca să am pentru spălat și așa mai departe. Deci o cheltuială. Și acum, ca să intervin la discuția care ați pornit-o, cam atât, sunt multe de spus, nu vreau eu să vă rețin. Domnul Munteanu, spuneați de copiii satului, de fiii satului. Ce înseamnă fiii satului? Toți suntem fiii satului, acolo unde te-ai născut. Și ceva rușinos? Nu, dar lăsați-mă să termin propoziția. Dar când sunt nominalizați fiii satului, sunt acei care s-au demarcat. Toată lumea e o masă, fiii satului. Dar fiii satului, când sunt nominalizați, au altă valoare. Vă mulțumesc! Da. Aș vrea să vă răspund la prima întrebare. Nu, asta o până la mâine și vreau să vă răspund. Vreau să vă asigur că atunci când s-a întocmit proiectul pe vale și nu numai, privind asfaltarea, s-a respectat exact normativele ce cuprind un drum comunal. Să nu credeți că proiectantul nu a respectat nomenclatorul privind acel standard. A respectat, ne-am supus și noi l-am analizat, chiar l-am vrut mai lătuț, dar și așa pentru a obține lățimea asta pe anumite locuri, știți foarte bine că am intervenit și am rupt din mare, că nu ușor să obțin numai partea carosabilă. Și eu, Rigoli, și a fost aminte. Dar mai ne duce pe 20 de centimetri să vedeți cum face o să fie. Partea cu parcarea am discutat-o. Trebuie să dăm dovadă că și noi, Consiliul Local, primarul, viceprimarul, suntem fii ai statului. Dar asta trebuie să dăm dovadă și probabil la finalizarea unor proiecte și a unei dări de seamă, o să constate și acest fapt. Mulțumesc! Când se va relua lucrările cu apa? Sau când se va da drumul la apă? Și în al doilea rând, nomenclatorul ăsta stradal, de exemplu, la mine este greșit total. Eu stau la strada principală, numărul e greșit, eu ar trebui să schimb acum documentația societății, tot, absolut.
Pentru că s-a făcut o greșeală aici. Nu știu ce greșeală la și face sfetele. Domnul Vinci, o fost și-o văzut. Veniți la primărie și rezolvăm. Ați avut acea lucrare a nomenclatorului spre analiză. Fiecare. Acum venim. Într-adevăr, nu există siguranță 100%. Mai pot apărea unele. Dar le îndreptăm. Dar veniți, discutăm, analizăm și rezolvăm. Asta nu înseamnă că nu este o lucrare de calitate. 5-6 care pot fi remediate. Ultimul speech al dumnealui despre dare de seamă. Eu niciodată nu pot să vorbesc. Asta este ordinul de zi pe unitate din partea echipei câștigătoare. Să mă vroieze pe mine. În fin. Domnule primar, vorbeați de dare de seamă și de respectarea legii, cum spunea domnul Munteanu. În codul administrativ este specificat foarte clar că primarul are obligativitatea de a face public un raport de activitate anual. M-am uitat în dese cazuri pe site-ul primăriei. N-am văzut niciun raport de activitatea dumneavoastră. Când aveți de gând să-l faceți? Nu analizat. Sunteți cel care... Ați făcut un raport de activitate, că este obligatoriu din punct de vedere legal. Anul trecut este făcut. Anul ăsta nu se face și... Păi a trecut un an deja. Dacă vrem și... Nu numai noi consilieri sau numai noi cei de la OSR dorim lucrul ăsta. Toți oamenii care sunt interesați să afle informații despre ce planuri ați, ce proiecte ați dus la... Ce planuri aveți? Le publicați în acel raport de activitate care este musai, nu că vrea Claudiu Iftime, ci așa scrie în codul nou, codul administrativ. Păi nu v-am impus eu, legea mă impune. În baza legii, păi vă rog frumos să faceți, că oamenii sunt foarte interesați. Păi timpul a trecut, domnule. Înseamnă că, da, ce să spunem, că ați rămas repetent la capitolul ăsta? Am așteptat să mi se aprobe unul proiecte. Hai să lăsăm ca să vedem vă rog, deci vă vorbesc că luați să lăsăm două vorbiți. Punctele pe care le-am notat aici la diverse sunt adresate că dumneavoastră în special și avem 18 la noi. Nu prea multe. Scurte toate, unele le-am parcurs. Dacă e succes, sistemul de apă și canalizare, 2007, în ce stadiu stăm? Domnul Stoica, vreau să explicați la momentul actual, dacă putem să facem o prezentare. Scurt, ca să nu... Facem o prezentare amplă, ar trebui să ne aduceți la conștiință din timp să ne faceți pe noi teme. Dacă vreți un raport corect la toate întrebările. Nu e vorba de un raport. Ce să vă spun acum? Ca în formare, cetățenii ne întreabă. Nu știu ce să vă zic, deși era greu, nu știu greu, dar nu chestia asta cu 3 zile.
și pregăteam pentru fiecare punct în parte. La ședința punctual. Punctual. Depuneți la secretar și la următoarea ședință vă punctual vă răspund la fiecare întrebare. Sistemului de supraveghere, februarie 2021. Suntem în aprilie 2021. Vreau să vină reprezentanții, așa cum v-am spus la început, n-au apărut din diferite motive. Amenajarea de pătoare animale, martie 2021. Suntem pe procedură. În ce sens? Am obținut certificatul de urbanism, în baza certificatului de urbanism suntem pe avizi. Pe avizi, da? Ok. Contractori în genul privit sistem dat, dat de fibru optic, aprilie 2021, urmărește ceva contractul ăsta? Țin de ori, că l-a depus pe urmă. Asta e contractul Orange a venit în care a făcut o hotărâre, am aprobat noi și ne-am dat traseu, adică am aprobat noastră. Noi nu mai urmărim, ne-am pus la dispoziție ceea ce o solicitam. Am crezut că vă referiți la proiectul privind dotarea școlilor cu noi. Suntem eligibili. Păi nu vă interesează ce am pe școală nu puneți întrebări, că acolo nu nu facem dictatură aici. Nu, nu, da. Dacă dumneavoastră la șapte, nu ce votare să mai repetați acum. Nu știm cum faci. Concesionarea și licitația terenului fostul atelier mecanic, respectiv fostul cămin cultural. Pe procedură. S-a anulat prima fază, pe procedură. Urmează a doua fază. Adică s-a anulat licitația, nu? Deci prima fază s-a încheiat pentru că s-au depus oferte eligibile. Și urmează la a doua etapă. Deci în viitorul apropiat. Da, am cerut să... Tocmai de asta era bine să ne depuneți acum. Asocierea UAT Buhoci, programul Bacău Smart County, cod SMS SMS 136-03 și proiect desfășurat pe program operațional ca valoare capacității administrativă în valoare de 3.370.000 de lei. Are ca scop elaborarea profilului monografic al județului Bacău, extinderea funcționalității portalului web al UAT-urilor asociate și instruirea unui număr de personal. Cine ne reprezintă pe noi, termen de implementare, 40 de luni, cine ne reprezintă pe noi și pe cine specializăm? Cine este liderul? Pe cine specializăm? Cine este liderul programului? Consiliul Județean. Consiliul Județean sau municipiu? Municipiu. Bun, și există un număr de 173 de persoane care trebuie instruite. Au venit cu adrese către noi. Nu am primit solicitări. Și la avizul de la electricarul solicitat să la două transformatoare, să mutăm locațiile la o distanță de cel puțin 12 metri. Din față de transformator. Asta înseamnă și costuri suplimentare din partea noastră. Costuri suplimentare. Sau un studiu de coexistență cu schimbat de stâlp cu protecția asupra firilor. Domnul primar, termenul de abonare a anului poate cu voce în sistemul. Știu că v-ați pierdut răbdarea, dar mai avem bă, câte întrebări mai avem, domnule? Am un interes pentru comună, nu pentru da, da, da. Da, sincer, de la începutul anului, chiar astăzi mi s-a pus o întrebare dacă se poate plăti electronic. Două persoane au fost interesate. Deci avem două solicitări, dar mai angajăm în al doilea casier, care se poate din poartă în poartă. Se pare că momentan plata acelor comisioane către bancă pentru a implementa acest proiect nu se justifică. Cine a decis lucrul ăsta? Cine? Situația de fapt. Nu mai fost tot ce s-a spus și genul. Mă rog, altă întrebare. Asfaltare în mod de vizare pe lumea comunale să te și pe kilogram în Ierusalim. Pe prin E vorba de drumuri. Ai vorba de drumuri de pe bani. Ați luat pe judecat, acum trebuie să răspund. Asfaltare, drumuri comunale și sătești prin Ierusalim. Da, sunt pe procedură.
Noi am depus proiect. E întreaba, e înăuntru, așa, am depus pentru avizare la mediu, la electrici, la apărare națională. Poți să le aduc de la Flore. Și am răspuns la o planificare la momentul actual. Am înțeles. Și mai aveam proiectul privind achiziția celui autotrist, pe care l-am aprobat. Și aici e procedura supoasă. Este de pus să... Asta încercăm să facem prin programul RAVLA pentru a diminua costul și beneficiar din... Este lege. Este cel puțin un an de acum înainte. Ce cu tema? Eu vă spun că așa se întâmplă. Deci programările s-au pus la 8 luni. Gândiți-mă că aș lua mâini mașină ca să-i fac șută lui Plime, că am două mașini. Da, da, da. Dar nu că...